Fostul șef al BICAP, Mădălin Daniel Tudorache, a atacat în instanță la Tribunalul Buzău raportul de evaluare a performanțelor individuale a funcționarilor publici din 22 iulie 2021, prin care a fost evaluat și s-a stabilit calificativul nesatisfăcător. Rezultatul a fost demiterea sa din funcție. Evaluarea a fost făcută de către primarul Constantin Toma, deși a declarat unul dintre consilierii locali nu avea atribuții pentru o astfel de analiză. Vă spun că este vorba despre procesul intentat de către fostul director BICAP, Mădălin Tudorache, proces pe care l-ați pierdut și la recurs la Ploiești. Și aș vrea să vă întreb, domnule primar, pentru că acolo am citit motivarea instanței și aș vrea să ne spuneți care a fost motivul pentru care persoana abilitată, pentru că nu erați dumneavoastră acea persoană conform legii, persoana abilitată să efectueze evaluarea nu a evaluat funcționarul, ci ați evaluat-o dumneavoastră. De ce ați evaluat, ați preferat să evaluați dumneavoastră acea persoană și nu persoana care era abilitată de lege? Asta ar fi prima întrebare. Nu v-ați gândit că dumneavoastră, fiind cel care aprobă un astfel de raport, nu puteți efectua-o dumneavoastră? Și a treia întrebare, aș vrea să știu de ce nu a fost contrasemnat de nimeni și a fost doar semnătura dumneavoastră. Secretarul general al primăriei Buzău, Eduard Pistol, a declarat că evaluarea a fost făcută de către primarul Constantin Toma, având în vedere că persoana sa, cea care ar fi trebuit să se ocupe de stabilirea calificativului, se afla în conflict cu angajatul. Ca să faci evaluarea unui subordonat, trebuie să nu fii în relații de dușmănie cu el, scrie în codul administrativ, ori la momentul acela el dăduse niște declarații împotriva mea, într-un anume loc. Prin urmare, am considerat ca să înlătur orice dubiu cu privire la imparțialitatea mea legată de evaluare, să declin acest atribut șefului aparatului de specialitate, care în speție e domnul primar, care poate să evalueze pe oricine. Subiectul a iscat tensiuni în ședința Consiliului Local Municipal după ce primarului Constantin Toma i s-a transmis că angajatul respectiv a fost evaluat în momentul în care trecea alături de familie prin momente de cumpănă. Dacă știți că în acea perioadă tatăl domnului Mădălin Tudorache a decedat, iar soția dânsului, însărcinată în 9 luni, a suferit un stres imens, având în vedere că era singurul salariat în casă, domnule primar. Chiar bateți câmpii la modul propriu, așa. Păi e decizia instanței. Ne-a mai făcut unul tot din formația aia și uite, avem juristul nostru cel mai tare din parcare, în care mă acuză de tentativă de omor. Văd că mai am o tentativă de omor. Faceți plângeri penale, fraților. Nu, dar nu știu ce are această chestie și nu știu... E o postură aiurea să puneți astfel de întrebări care nu au niciun sens. Ca primar pot da calificativul cărui angajat din primărie. Primăria Buzău a făcut recurs la Curtea de Apel Ploiești după ce instanța buzoiană i-a dat dreptate angajatului, iar soluția finală a fost dată în favoarea funcționarului public. Prin urmare, instanța a dispus anularea raportului de evaluare prin care reclamantul a fost evaluat și s-a stabilit calificativul nesatisfăcător.